trebuie distracție și în această dimineață la Matinal Efervescent. Realizatorii naționale FM Oana Paraschiv și Mihai Găinușe au avut ca invitați pe băieții de la Alb Negru, care pe lângă energia debordantă de care au dat dovadă, au cântat noua lor piesă Vremuri Noi, dar n-au spus și un secret. E o piesă care transmite o bună dispoziție, o piesă care ne spune practic că va fi bine. Vremuri Noi. Că au venit vremuri noi pentru trupa Alb Negru, dar și pentru cei care ne simpatizează. Adică noi. Au venit doi membri noi în trupa Alb Negru. Deja eram. Erau pe lângă trupă, acum sunt înăuntru. Erau pe lângă trupă, acum sunt în trupă, așa. Pentru că înainte să intri pe undeva, trebuie să dai târcoale. Deci suntem acum în formula de 4 și ne bucurăm foarte mult că am reușit să facem această formulă. O formulă pe care oamenii au văzut-o, dar nu cu aceeași titulatură. După cum ne-au spus, abia au așteptat să meargă în studio să lucreze și se pare că perioada de izolare le-a priit, pentru că noua piesă face furori. După izolare a fost compusă piesa, acum am scăpat și noi să mergem la studio, să plecăm din casă. A fost pe aceeași formulă ca la Miesete de tine, deci Camara a început versurile, Ralf la început refrenul, am continuat și eu și a apărut această piesă foarte tare, Vremuri Noi. Și în vremuri noi, tot noi doi, viața ne va încerca, împreună vom lupta, va fi bine. Și în vremuri noi, tot noi doi, viața ne va încerca. În căsuța din copac la Opera Comică pentru Copii a venit și Roxane, tânăra de 20 de ani care ar fi trebuit să reprezinte România la Eurovision pe 16 mai. Concursul s-a amânat din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de COVID-19. Roxane este foarte modestă în ciuda succesului și spune că va munci din ce în ce mai mult. Este foarte copleșitor și frumos, adică mă simt foarte mândră de mine pentru că mă visam pe scena aia pe Eurovision când eram mică și acum adică s-a întâmplat foarte repede asta și într-un context pe care nu mi-l imaginam. Ziua de 16 mai a trecut greu, spune artista care ar fi trebuit să urce pe scena de la Rotterdam. Mă gândeam la la toate ședințele pe care le-am avut și ne gândeam cum o să fie proiectul. Și ascultam melodia și închideam ochii și imaginam că sunt acolo. M-am simțit foarte bine și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Chiar ținând cont că m-am trezit foarte devreme, tot peisajul și tot ce se întâmplă aici m-a făcut să mă gândesc, hai, dimineața asta chiar poate fi bună. La fel de tonici, Oana și Mihai au avut o dimineață plină de energie și de voie bună. A fost o dimineață plină de voie bună, de energie, de muzică bună, pentru că am avut artiști importanți, trupa Alb Negru, care s-a extins, nu mai e așa cum o știam noi doar din doi membri, acum sunt patru. Alb Negru și Gri. A trecut pe la noi și Roxane, am povestit despre multe lucruri. Important e cei care nu ne-au prins în această dimineață live, ne pot urmări pe TV Național 24+, de la ora 11. Mâine o să fie Pepe invitat, el și cu Connector și cu Andra au scos o super piesă, el o să fie prezent aici, Andra o să fie pe Skype, o să fie și invitat de la Opera Comică pentru Copii. Oana Paraschiv și Mihai Găinușă vă invită și mâine dimineață de la 7 la 10 cu povești de viață și muzică de excepție.